Pălăriile au fost întotdeauna sinonimul individualității. Multe modele s-au schimbat pe parcursul istoriei, dar există acelea care au devenit adevărate icoane de stil. Iată cele mai faimoase pălării din istorie. Faimosul melon ce a aparținut lui Charlie Chaplin a devenit una dintre cele mai scumpe pălării din istorie. Aceasta a fost vândută la licitație cu suma de 6.000 de dolari. Odată melonul era doar simbolul funcționarilor publici și bancherilor britanici. Acesta a căpătat adevărata popularitate pe capul lui Charlie Chaplin. Când vine vorba de pălării pentru femei, prima imagine care îți vine în cap este cea lui Audrey Hepburn, care a știut cum să le poarte pe toate. Legenda ecranului este renumită pentru talentul, ținutele alese cu grijă și mai ales pentru pălăriile ei. Personajul lui Holly din Breakfast at Tiffany's pur și simplu nu ar fi la fel fără pălăria ei enormă, asortată cu eșarfa roz. Una dintre cele mai cunoscute pălării din cinematografie rămâne cea purtată de Harrison Ford în filmul Indiana Jones. Indy pur și simplu nu ar fi de recunoscut fără celebra lui pălărie. Debra Nadulman este cea care a asigurat aspectul impecabil al eroului. Madonna este genul de artist care transformă în aur orice atinge. Cam asta s-a întâmplat și cu pălăria de cowboy, care a apărut în anul 2000 în videoclipul piesei Don't Tell Me. Cântecul a ajuns în topuri, iar imaginea Madonnei s-a mai îmbogățit cu un simbol fashion. Mihail Boiarski este un alt erou pe care cu greu ți-l imaginezi fără de pălărie. Acesta nu s-a despărțit de accesoriul său timp de 12 ani. Artistul nu a scos pălăria nici când s-a văzut cu președintele Mihail Gorbaciov. Boiarski a comentat că președintele nu este regina.